Ne-am întors la lumea nevăzută și vorbim despre deprogramarea negativă și construirea unui viitor mai bun alături de invitatul meu, doctorul Ovidiu Dragoș Argeșan. Am plecat de la ideea creierii unui viitor mai bun, dar mai întâi trebuie să facem curățenie. Ok, deci, fiți atenți. Ideea este că în viața mea se manifestă actual programele mele. Da? Ceea ce am eu de făcut este să-mi fac plățile karmice pe net, pe YouTube, găsiți un filmuleț făcut de un maestru de al meu, intitulat Plăți karmice, în care explică ce aveți de făcut. Plățile karmice și plățile de neam. Karmice înseamnă plățile păcatelor de neam. Adică energia care vine de pe neam și cum poți să o transformi în sens pozitiv. Bun, asta e cu trecutul. În prezent, eu trebuie să descoper care sunt programele negative și să știți că este foarte simplă să iei. Va trebui să fac să dau temă de casă la evii mei, să facem o listă cu programe negative posibile. Și după aia o iei. Am program de sărăcie? Da, nu. Am program de abstinență? Da, nu. Am program de pierdere? Da, nu. Am program de mai știu eu ce? Da, nu. Se măsoară radiestezic. Și se măsoară radiestezic și foarte ușor. Bun. Dar e un program care îmi place tare mult mie și asta se... De ce? Pentru că marea majoritate a oamenilor au probleme și mai ales poporul român pentru că se autosabotează. Adică noi ne considerăm inferiori, ne considerăm vinovați că ne-am născut, ne considerăm că vinovați că avem sex, ne considerăm vinovați că a murit Hristos pentru noi, ne considerăm vinovați că... Deci program de vinovăție. Deci avem numai programe de culpă. Da? Și atunci... Din cauza acestor programe de culpă ne autosabotăm. Și atunci am un program pe care l-am pus și pe net și care este toate energiile și informațiile corpului, câmpurilor și structurilor mele converg către ceea ce vreau, pot și trebuie să fac cu voia Dumnezeu spre bine pe toate planurile. E un algoritm foarte frumos. Da. De ce pot? Pentru că, domnule, trebuie să ai... Eu am bun simț. Și bunul simț al meu spune că eu nu mai pot să fiu Nadia Comăneci. Ați înțeles? Că n-am cum. Și atunci, asta înseamnă că, băi, mă duc către ce pot eu să fac. Ca constituție, ca gândire, ca sex, ca absolut toate. Și mai este unul, și e foarte important să și-l bage la nivel subconștient, atrag. De ce? Pentru că marea majoritate, am avut un prieten care a trimis nevastă la vide că atrage belele. Legea rezonanței. La dragul. Și într-adevăr avea un program să atragă numai belele. Dar venit cu el. Și deprogramarea se face cu un program pozitiv care spune atrag tot ceea ce este mai bun și optim pentru mine. Voia lui Dumnezeu. Dumnezeu spre binele meu suprem pe toate planurile. Și atunci când atragi tot ceea ce este mai bun, automat din clipa de astăzi o să atrag tot ceea ce este mai bun. Și astfel îmi construiesc practic viitorul. Exact. Acum trebuie să înțelegeți că tot ceea ce este mai bun nu înseamnă că o să fie totul rost. Pentru că bun pentru mine poate să fie la un moment dat să ajung în spital, dar scap. Să am o problemă, dar scap. Să-mi văd și niște lecții. Să-mi iau și niște lecții. Adică bun și optim din perspectivă spirituală presupune câteodată să ai și o pierdere materială. Da. Aici nu înțelegem noi. Din perspectiva spirituală, binele, da. Și din perspectiva noastră. Din perspectiva noastră. Eu îți mulțumesc tare, tare mult că ai fost astăzi alături de noi și ne-ai dat toate aceste informații. Te mai așteptăm și pentru alte subiecte. Salut! Vă mulțumesc că și astăzi ne-ați urmărit. Sunt Ana Bălăceanu și vă dau întâlnire și duminica viitoare la Lumea Nevăzută. Să aveți o săptămână excelentă. Rămâneți pe antena asta.